Dacă în unele țări liderii politici au vrut să dea un exemplu populației și să se vaccineze primii, în România autoritățile au ales ca cei din sistemul medical să fie imunizați mai întâi. Nu credeți că prin decizia de a nu vă vaccina în prima etapă, tocmai ați sporit neîncrederea în populație, o populație și așa reticentă la vaccin? Nu cred că s-a produs nicio neîncredere. Dimpotrivă, decizia a fost și am participat la această decizie să fie vaccinat în primul rând, în prima etapă, personalul medical. În ceea ce privește propunerea Greciei de a fi impus un certificat de vaccinare în baza căruia cetățenii din Uniunea Europeană să poată călători fără restricții, președintele a declarat că nu este de acord. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este pur și simplu inacceptabil. Trebuie să existe un certificat de vaccinare, însă el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primește un certificat știe când a primit prima doză de vaccin, îi se scrie acolo când va primi a doua doză de vaccin. Pentru că sunt oameni care nu au încredere în vaccin, șeful statului și-a exprimat dorința ca cei care conduc campania de vaccinare să aducă oamenilor mai multe argumente medicale și științifice.